Salut! Noi suntem Cocolix! Și bine vă sunăm! A venit momentul ca să vă sunăm! Sunteți pregătiți, Cocolixilor? Sunteți pregătiți? Apropo, avem undeva pe la 500.000 de comenturi. Da. Deci 500.000 de numere de telefon. Așa că nu dați vina pe noi. Dacă universul vrea să vă sunăm, o să vă sunăm. Oricum o să vă mai sunăm și al dată, așa că nu faceți griji. Da, eu zic să-i mai sunăm o dată când mai facem așa tot așa un număr de subscribe. Oricum vă mai sunăm. Oricum vă mai sunăm. Da, deci să înțelegeți că sunteți 15.000 de cucoliși care ați scris acolo numele de telefon și din păcate nu vă putem suna pe toți acum, dar încercăm să sunăm pe cei care sunt mai norocoși astăzi și ceilalți vor fi sunați dățile viitoare. Exact. Așadar, apăsați butonul de Cocolai. Pentru mai multe episoade cu sunat. Pentru mai multe episoade cu sunat și haideți să-i dăm drumul să-l sunăm pe primul abonat norocos. Bagă cal. Haideți să băgăm aici call, 2, 3 și... Felix, bea apă ca să-și hidrateze vocea. Dau pe speaker. Am emoții! Mai zic 2, 3 și... Momentan, clientul a... Na, asta înseamnă, doar o dată. Deci v-am sunat și n-ați răspuns. A sunat de 7 ori. Deci, am sunat primul Cocolix și n-a răspuns. Haideți să sunăm pe al doilea să vedem dacă este mai norocos. Păi, răspundeți. Alo? 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 Salut! Salut! Noi suntem Cocolix! Cocolix! Cristina! Mulțumesc! Eu sunt aici la munte, la Sinaia și... Sunt așa încântată. Hei, pe mine. Cu prietenul meu și el va suna. Oh, super tare. Ia spune-le Cocolișilor, cum te numești? Bianca. Oh, și câți ani ai și de unde ești? Am 8 ani și sunt din București. Are prieten? Și ai prieten? Păi... Sau amic? Amic. Aha, ești părinții acolo, am înțeles. Îi spui salut și lui Felix? Salut, Felix. Salut. Ce faci? Ce vrei să ne spui că acum filmăm? O să apară în video. Felix, da. Ești taur ca mine, știai? Da, e clar că știam, da. Sunteți amândoi taur. Da, e cea mai faină zodie, dai seama. Și cum e la munte? E la munte super tare, am urcat aici și eu, cum se zice, sunt la babele, cred. Oh, așa. Super, trebuie și noi, Felix, să mergem acolo. Noi o să mergem la moșii. Să înțeleg că ești cu o sportivă. Da. O, super tare. Mă bucur foarte mult că te-am auzit, Bianca. Salute pe Cocolix. Salut. Salutări, Cocolixilor. Salutări. Salutare, echipă. Avem acolo o echipă de Cocolix, se pare. Da. O echipă mare, vă susținem. A, ne bucurăm. Și mulțumim. Distracție în continuare. Pa, pa. Mulțumim, pa. Mulțumim de la... Pa, o zi super. Mulțumim, pa. Ce fain a fost, nu? La 8 am prieten. Felix, amic. Dacă erau părinți, zici tu mie. Amic. Ideea este că e foarte fain să vorbești cu abonații, Felix, nu-i așa? Foarte fain. Ce zici? Este genial. Trecem la următorul abonat. Haide. Haide să vedem. Ce greu e să răspunzi. E foarte greu să răspunzi când te sună Cocolix. Al doilea număr care nu ne-a răspuns. Ați apelat? Și mai ziceți că voi nu vă sunăm. Că noi nu sunăm. Mai ziceți că nu vă sunăm, a? Deci, al treilea număr care nu a sunat și care a insistat foarte, foarte, foarte mult să-l sunăm. Nu aveți scuza. V-am mai spus, nu aveți scuza. Alo? Alo? Da. Salut! Salut! Noi suntem Cocolix! Zici și tu, Felix! De ce n-a răspuns fiica sa? M-a dat seama că e mai căsat. Bine, așteptăm! Repede, repede! Salut, noi suntem Cocolix. Dar de ce n-ai răspuns tu? Ce faci? Cum te cheamă? Evelina. Ce nume frumos, câți ani ai și de unde ești, Evelina? Am 11 ani și sunt în Năvaci. Oh. Felix, vrei să vorbești cu Evelina? Ce îi spui tu, da, Evelinei? Unde este zona aceea? Că nu cu geografia știi cum e.
Răcoare. Toată lumea e la munte astăzi și pe ceilalți cocoliși pe care am sunat tot la munte erau. E frumos acolo? Da. E cald? Astăzi a plouat. Ce zice Evelina? Care sunt videourile tale preferate? Îmi place Roblox. Roblox? Bacon, mă rog, bacon. Oh, bacon. Bacon zice cine nu știe. Și mai ce? Mi-a plăcut și Minecraft. Da, uite, hai să spun ceva, Evelina. Răspunsul corect este acesta. Toate! Toate! Nu pot să cred că m-a sunat. E, o să te auzi în video, o să știi. Ai ceva să le spui celorlalți cocoliși? Salut! Aș vrea să vă pun o întrebare. Ia spune. Z. Ce n-a să facem copii. Ideea este că atunci când o să facem, da, cu siguranță o să facem un video special despre asta, în care o să afle toată lumea. E viitorul apropiat. Ok. Știu că toată lumea l-așteaptă, nu? Așa am văzut. Da. Sunt speculații pe acolo pe internet, dar nu e adevărat, că nu o să fie, o să vă zicem, bine? Da! Ne bucurăm foarte mult, Evelina, că te-am auzit, să te vezi în video, să dai like și să ne mai zici acolo ce vrei să mai filmăm, da? Da! Super! Bine. Bate palma! O zi faină să ai! Pa, pa! Mulțumesc! Pa! Cred că pizza e genială la munte. Ce norocoasă este Evelina că este și la munte și că aș vorbi cu noi. Eu m-am prins că e maică-sa. Te-ai prins? Da, avea o voce ca și cum femeia știe să facă gogoș, cozonat și am simțit de la început, știi, am simțit înțelepciunea, înfrământare, știi, și, da. Și eu m-am lăsat păcălită, am crezut că este chiar Evelina. Eu am zis că e maică-sa, dar tu, Cocolix, tu repede, Alex. Păi dacă să știi lumea cine suntem. Știe lumea cum se numește, știe. Sunăm alt Cocolix acum, sperăm să ne răspundă. Să vedem. Alo? Alo? Salut! Salut? Oh my god! Noi suntem Cocolix! Cum te cheamă? Oh my god! Ce faci? Bine! Cum te cheamă, drăguțo? Câți ani ai? Alejandra și am 11 ani. Alejandra! 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 Cred că e cu X! Cu X, nu? Cu, Alexandra! E cu H, Cristina! Nu, cu H! Ți-am zis, eu am simțit H-ul de la început. Felix a auzit bine! Alejandra! Mai ești? S-a blocat! Mai? Hello! Ia zi, ne-ai făcut o farsă! Ia zi, tu de unde ești? Nu! O valinte prin greșeală! De unde ești, Alejandra? La Bacău! La Bacău! La Bacău! Acolo am și eu bunici! Tot pe acolo, pe la Bacău! Super! Și am bunici la Bacău! Mă bucur! Și? Ce mai zici? Îți place pizza? Ok! Am întrebat dacă îți place pizza, să știu ce fel de om ești. Nu vă mai aud. Felix te întreabă dacă îți place pizza, ca să știe ce fel de om ești. A, o ador. A, ești de al lui Felix. Da, deci persoane ca astea, e clar că, deci, n-am cuvinte de ce sunt, știi? Te bucur mult, mult, mult că te-am sunat? Super mult. A meritat așteptarea? Da. Super tare, Alexandra, nu uita că o să te vezi în video, o să te auzi, da? Și dacă ai vreun mesaj pentru ceilalți cocoliși, poți să le spui? Salut cocolișilor! Cocolișii sunt cei mai tari, nu? Da! Și nugile de cocos, până la urmă, știi? Și nugile de cocos! Bineînțeles! Ne bucurăm foarte mult că te-am auzit, Alejandra! Haș. Te pupăm și îți dorim o zi faină! Pa, pa! La pa! Feli, dar tu trebuie să le spui pa! Numai pe canalul meu, e pau meu. A, bine. Pa, Alejandra. Pa. Ina, tu trebuie să realizezi că dacă zic 35 de power într-un video, nu mai am voce după. E numai pentru un video de 20 minute zic pa. După aceea nu mai pot zic că dacă zic 30, după aceea fac. Trebuie să te pui la încărcată. Iese praf. Haideți să sunăm pe următorul cocolis, că deja începe să fie super fain. Că la toaletă. Mai mult ca sigur. E sigur mă tu nici nu răspunde. Alo? 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 Salut! Ce? Cocolix!
Și că amândoi suntem. Bună! Noi suntem amândoi. Deci, amândoi suntem Cocoliș, ce faci? Bine. Cum te cheamă și de unde ești? Alexandra. Știam că e Alexandra. Oh, Alexandra Cux. Și de unde ești? Din Păunești. Și ce făceai exact acum? Ce făceai acum? Mă uitam la video lui Coco Felix și... Vreau să scriu numele. Ah, oh my god, am făcut un video foarte fain, nu-i așa? Uh-huh. Aha, ce fain. Ce cocolixă dedicată, vedeți? Noi acum înregistrăm, Alexandra, ai vreun mesaj să se zice aici la video? Nu. Să le spui celorlalți cocolici? Ea este mulțumită, se uită la video, mă, ce mai vrei, Cristina? Să le spui la cocolicilor, bă, cocolicilor, ia uitați ce norocoase sunt. Da, se uită la video, ea este concentrată acolo, ce faci? E bun. Ai pus butonul de cocolike. Poftim? Vă iubesc foarte mult. Și noi. Să știți că și noi iubim foarte mult abonații și chiar vă apreciem. Și eu apreciez. Câți ani ai? 12. Mulți înainte, super. Mai ai până la bac. Mai ai până la bac. Da. Cum e vacanța? Te distrezi? E foarte bine. Exact. Păi la noi nu prea sunt copii de vârsta mea și n-am cu cine să mă joc. A, lasă că te uiți la Cocolix. Și la canalul meu, și nu știu, mai să uita, am făcut video. E bun. Ne bucurăm că te-am auzit, Alexandra, distracție plăcută în continuare și vacanță plăcută. Și o să te auzi în video. Mulțumim! Pa! 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 Ai putut să faci pa? Să uita la video meu. I-a dat energie. Am făcut video și uitat video. Vedeți cocolișilor, așa se face. Fiți atenți la telefon și să vă uitați la cocoliș și la Cucu Felix și la Cucu Cristina. Trecem să sunăm pe următorul abonat. Da. Ați apelat mesageria vocală a unei cocolixe care a închis. O închis sau nu are semnal? Are telefon închis sau nu are semnal? O pus pe modul avion. Și se roagă de noi tot. Da. Alo, suntem de la curier. Bună ziua. Da, bună ziua. Aveți un pachet. Ce pachet are? Un pachet de la Cocolix. Un pachet de la Cocolix. Salut, noi suntem Cocolix. Cred că e Mexa. Nu-i Răzvan. Nu-i Răzvan. Răzvan nu-i? Nu poți să-mi le pe Răzvan la telefon? Că a sunat Cocolix, spune repede în toată casa, a sunat Cocolix. Unde umblă? A sunat Cocolix, eu nu știu ce ai făcut, nu știu, nu înțelegem. Îl dați pe Răzvan la telefon? O să înțeleagă, o să înțeleagă el când vine. O să se bucure foarte mult. Da, am greșit. N-am greșit. Bă, noi v-am sunat și ați dat numai... De ce n-ați stat cu ochii pe telefon, Cocolixilor? Cristina, deci am sunat pe cineva care voia neapărat să fie sunat, dar n-a stat lângă telefon. Și ne-am și încadrat în timpul ăla care am zis că vă sunăm. Ați apelat mesajul? Păi, deci eu nu înțeleg, ne-ai lăsat numele de telefon, dar nu răspundeți la telefon. Ce se întâmplă cu colegilor? Alți cocolici probabil stau cu mâna pe telefon în continuu și alții nu sunt atenți. Chestia este că noi de fiecare dată o să vă sunăm cu număr privat, așa că răspundeți. Poate de asta nu răspund, că le e frică de număr privat. Da. Păi dar doar nu vă vom da numărul nostru de telefon. Da, că dacă răspunzi întâmplă ceva, poți să zici alo sau să închizi. Next. Deci să știți, cocolicilor, de acum tot timpul noi o să vă sunăm cu număr privat, așa că răspundeți. Așa cum spun acum, aș suna toți youtuberii de planetă. Da, îți dai seama, doar nu o să vă sunăm cu numărul... Ca să-l vedeți, pentru că după o să ne sune mii și mii și mii și mii de oameni. Alo? Alo, da? Da, cine la telefon? Salut! Salut! Bună! Bună! Noi suntem Cocolix! Ce faci? Tu cine ești? O Cocolixă care a răspuns, vedeți ce se face. Și cum? Ce faci, cum te cheamă? Cum te cheamă? Beatrice, mă numesc. Cum? Beatrice, mamă, ce nume străin. Ce întreb? M-am blocat. Vreau să știu, ce faci acum? Mă jucam cu verișoara mea. Super tare. Ești și verișoara ta cocolisă, nu că de cocos? Da. Oh, salut, God. Verișoara Beatricei. Salut. Ce faceți, fetelor? Se juca, Cristina, ai explicat. Ne jucăm. Și din ce zonă sunteți pe voi?
stat acolo cu ochii pe telefon, nu? În timp ce se jucau. Da. Voi știți că ne-am sunat foarte mulți cocoliși care n-au răspuns? Cristina, poate era pe la toaletă, la baie, nu poate să vină, știi cum e. Da, deci apreciem că voi ați răspuns. Da, eu nu vă știu că și o să vă auziți în video, pentru că acum înregistrăm. Dar cum, stai puțin, cum o cheamă pe verișoara lui Beatrix? Beatrice. Diana. Diana. Diana și Beatrix. Și stai, n-am înțeles, din ce zonă sunteți? Ei, am auzit, eu am auzit de Hârlău. E posibil să fi trecut pe acolo. Îți dai seama. Cu mașina. Oh my God, îți dai seama. Chiar cu mine m-a sunat un, o fată, o cocălixă, care m-a întrebat dacă a sunat. Pe acum o sun înapoi și spui, am vorbit și vorbit și cu verișoara mea, Diana. Da, imediat s-o sun, da, să-i spui. Ok, eu am întrebare. V-ați uitat la clipul de pe canalul meu? Da, la toate. A, bun răspuns, fetelor, e clar, bravo. E clar că sunteți persoane minunate. Sunteți fani adevărate și ați meritat să vă sunăm. Mulțumim. Acum, Cristina, îi lăsăm că se jucau oamenii, nu? Acum vă lăsăm să vă jucați, da? Bine, mulțumim. Să fiți cuminți, vă pupăm. Pa! Pa! Patru pa! Vedeți, așa se face. Se răspunde la telefon. Alo? Alo? Salut! Bună! Oh my God! Noi suntem Cocolix! Ce faci? Și cine ești? Nu cred! Ce faci? Ți-ai dorit mult, mult să te sunăm? Oh my God, nu cred! Cum te cheamă? Asta lasă un minut să creadă. Ioana. Cum? Ioana? Nu cred. Da. Și de unde ești? Din Galați. Din Galați. Până acum n-am sunat în Galați, clar. Până acum n-am mai sunat în Galați. Și ce făceai în secunda asta? Nu crede, nu crede. Păi o să crezi, cum ai zis, cum? Ioana? Ioana. O să crezi că o să te vezi în video. O să te vezi în video, că acum noi filmăm. Deci dacă ai vreun mesaj așa pentru ceilalți cocoliși, să te lauzi că tu ai fost norocoasă și te-am sunat, poți să le spui? Bine că ai răspuns. Am încercat să vă spamez, ca să mă sunați, nu cred. Cred că tu ai făcut câteva mii de comentarii acolo. Domnișoară, nu poți să mă spamezi, pentru că spamurile sunt scoase. Doar un coment se vede când ne uităm noi. Ce că domnișoară. Te explic, politicos, domnitor! Politicos. Poți să, deci eu doar un coment văd, primul care îl pui, știi? Ideea este că ai fost super, super mega norocoasă. E norocul tău, nu am ce să zic. Uite, alții au stat pe toaletă și n-au răspuns, eu ce să le fac? Tu știi, Ioana, că am sunat pe alți cocoliși și n-au răspuns? Îți vine să crezi? Da. Probabil se grăbeau, învârteau hârtia, dar până tu s-o mai sunat. Probabil erau la baie. Care sunt videourile tale preferate, Ioana? Cu Adopt Me? Da, răspunsul corect sunt toate. Păi trebuie să mai facem. Cu Adopt Me? Da, dar trebuie să ne dai sfaturi acolo în comentarii. Dar ce să fac în Adopt Me? Că ori sunt eu copil, ori sunt eu copil. Ce se face acolo? Îți renovezi casa? Casa noastră e cam coteț acolo. Da, nu uite. Când mă gândesc bine. Minimul. Ne jucăm de 2 ani, dar e minimul care poți să-l ai. Ar trebui și eu să investesc acolo în casă. Deci dacă ai să ne dai sfaturi cum se joacă Adopt Me, să ne zici acolo în comentarii, acolo, da? Scrie în comentarii, scrie în comentarii. Păi trebuie să... nu neapărat să adopti copii. Deci nu trebuie neapărat să adopți. Am înțeles, o să ne plimbăm pe acolo. Deci poți să faci așa chestii de capul tău, interesant. Am înțeles. Da, eu când eram copil, bă mi-era foame, bă miroseam, bă, deci trebuia să mă... Ai grijă de mine, Cristina. Da, știu, și încheltuia toți banii pe înghețată. Bine, Ioana, multă distracție în Galați și apreciez foarte mult că ești un fan adevărat. Pa! Mulțumesc că m-ai sunat, pa! Pa, drag. Drag, pa! Mulți o scrie după aceea în comentarii, da, a fost la baie! Trebuia să vă luați telefonul cu voi la baie! Nu, Cristina, că n-ai să nu mai la baie! A, zis să nu mai la baie! Efectiv! Lăsați ușa deschisă la baie! Efectiv, nu, că avea de lumea și miroase. Pur și simplu, înscriau oamenii, efectiv înscriau, aia de pe toalet dau mesaj, de coment. Ioi. A, ne-o dat bloc. Ne-ai închis! Și atât ai spus că vrei să te sunăm! Nu, să nu mai numesc pe ăștia. Știi cum au crezut că este? Au crezut că atunci când sună scrie acolo Cocolix! E posibil să fi vrut să răspundă din greșeală închis. Asta e regula. Doar odată. Doar odată, asta e regula. Eu sunt foarte corecte. Alo. Și iar și-a dat părinții.
Noi suntem Cocolix și vrem să vorbim cu copilul dumneavoastră. Cine sunteți? Cocolix. Ce e Cocolix? Aveți cumva un copilaș? Am mai mulți, da. O scris numărul ca să-i sunăm, suntem youtuberi. Voiam să vorbească cu noi la telefon și noi i-am sunat. Sunt pe acolo pe undeva? Nu sunt, pare rău. Le transmiteți salutări din partea noastră și spuneți-le să se uite la video, că acum înregistrăm și am fi vorbit cu ei. O să fie tare bucuroși. La revedere! Bine, la revedere! Pa, pa! Ideea este că am vorbit și cu un tată. Cred că l-am trezit din somn. Ne-am zis că mi-era... Știi cum e? Acolo... Deci, cocolișilor, dacă vă dați numerele de telefon de la părinții voștri... Stați lipiți de telefon, stați știi? De telefon și răspundeți voi, da? Pentru că, uitați, am făcut un tată norocos, dar copiii lui probabil o să plângă că nu au vorbit ei. Da, acum știi cum este. Am și sunat în ora în care am zis că sunăm, deci nu ca și cum ne-am lungit. Da, da. Alo? Da. Salut! Bună! Bună! Ce faci? Noi suntem Cocolix! Ești acolo? Da. Ai emoții? Cum te numești? Antonia? Antonia. Ești cumva, cumva în cântăreața aia lui Velea? Nu. Ești sigură? Ești o Cocolix atunci? Da. Ce faci? Câți ani ai? 10. De ce? 10 ani. Tu erai cea care nu mai avea răbdare și voia să te sunăm. Da. Și ești bucuroasă acum că te-am sunat? Da. Da. Și din ce zonă ești tu, da? Din Bacău. Ești a doua persoană pe care o să luat-o din Bacău, tu îți dai seama. Eu am mâncat pizza în Bacău și n-am regretat. Ah, da, am mâncat pizza în Bacău. A fost bună. Deci am mâncat două în seara aia, îți dai seama. Am și o bunici la Bacău, știi? Wow, tare. Tare. Ce și... făceai acum când te-am sunat? N-avea răbdare, nu ți-o zis. Mă jucam Roblox. Ce joc de pe Roblox? Restaurant. Ăla care ne-am jucat și noi astăzi. Și ți-ai făcut restaurantul fain? Da, bun, acum am o întrebare. Dintre restaurantul Cristinei și restaurantul Gamerului, care este clar mai fain? Gamer. Al Cristinei. Cum așa? Ai văzut, dar Felix a fost totuși... Al meu a fost mai romantic. Al meu e roz. Ce să fie mai romantic decât roz? Ideea este că eu am aranjat acolo mai bine, dar tu ai pus acolo roz și mi-a plăcut. Știi? Ideea este că mai avem nivele și mai putem să mai facem acolo și mai dăm concursuri. Chiar am crezut că am câștigat, să știi. Da, și al lui Felix a fost frumos. Dar nu te pui cu Camelița. Da. Dacă mi-ai vedea fața acum... Lasă că o să ți-o vadă în video. Bine. Antonia, o să te vezi, de fapt o să te auzi în video. Dacă ai vreun mesaj ceva să le zici la ceilalți Cocolix? Da. Ia spune. Deci, eu am o întrebare, da? Da. De unde v-a venit numele acestui canal, Cocolix? Păi voi nu v-ați dat seama până acum? Ai crezut că sunteți genii? Este o combinație între Cocos Cristina și Felix. Ideea este că dacă pui Coco de la Cocos Cristina și Lix de la Felix, egal Cocolix. Da. După atâția ani. S-o prins cineva, scrieți în comentariu dacă s-a prins cineva. Da, deci nouă ne-a venit într-o seară, când ne gândeam la nume. Da. Mie mi-a venit. Și m-a întrebat pe mine și am zis, nu sunt sigur, dar a doua zi n-am al lumea, hai să folosim. Și așa a rămas Cocolix. Cocolix. Acum ați aflat istoria. S-a obișnuit așa. Ideea este că de acum, dacă cineva nu mai știa, o să știe tot filmea, nu-i așa? Te-ai uitat la vlogul de ieri al Cristinei? Normal! Ok. Și te-ai uitat la clipul pus de mine azi dimineață? Da! Bravo, Antonia! Sigur! Aha! Felix este sceptic. Eu sunt sceptic. Ne bucurăm foarte tare, Antonia, că te-am auzit. Și eu. Te îmbrățișăm și să ai o zi faină. Pa! Mulțumesc! Pupici! Pa! Mulțumim! Pa! Restaurantul meu era mai fain. Era roz, ce drept. Am făcut roz. Am fost puțin geloasă când am văzut că roz, cât roz a pus Felix. Voiam eu să fiu aia cu roz. Era mai fain. Felix, mai sunăm pe cineva? Da. Alo? Salut. Bună, salut, ce faci? Noi suntem Cocolix. Tu cine ești? Nu cred.
Salut! Ba chiar suntem, să crezi! Cum te numești? Cum te numești? Hai să uite pe buletin. Andreea, ce făceai acum? Așteptam să mă sunați. Bravo! Și de unde ești tu, Andreea? Din Pitești. Din Pitești. E frumos acolo? E Că n-am fost niciodată în Pitești, ai fost? Unde Pitești? Pe lângă București? Da. Ah, ok. București, Plăști, Pitești. Acolo, da. Pe acolo. Câți ani ai? 10 ani, mulți înainte. Ce mai ești? Ești o cocolix adevărată. Mulțumesc. Dacă ai stat cu ochii pe telefon. Am auzit un cântec pe fundal, cine a fost? Era mama mea care zicea că se vizionează. Ce a zis? Ce a zis mama ta? Că și ei vizionează videoclipurile. Și ei vizionează. O respect, mama ta. Super tare, atunci salutăm toată familia. Ce fetiță norocoasă că a fost sunată de Cocolix. A și răspuns. Da, să știi că noi acum filmăm și o să te auzi în videoclip. Dacă vrei să le zici ceva abonaților sau ceva, poți să uite aici, poți să se aude. Poți să-i salut pe ceilalți abonați dacă vrei. Salut! Ce simpatică ești! Ne bucurăm foarte tare să o ții tot așa, să fie o cocolix adevărată în continuare și nucă de cocos. Da. Așa. Da, și zic, distracție în continuare în Pitești și... Și să apeși butonul de cocolike la următorul video. Pa! Pa! Te pupăm! Era așa fericită, maică, s-a n-ai văzut? Da, și mama era cocolixă. S-a putea să fost nucă de cocos, maică, s-a... E posibil, nu știu, să ne zic în comentarii. Pe unde umblați? Alo, da? Salut, ce faci? Da? Nu cred! Noi suntem cocolix! Dar nimeni nu crede! Ce faci? Bine! Cum te numești? Cred că l-a alergat. Mă numesc Alice. Alice, mamă, dar ce nume interesant, Alice. Alice, din Țara Minunilor, cumva la telefon? Da, toți îmi zic așa. Da, ce că e foarte fain. E film fain. E foarte deosebită și cartea. Câți ani ai și de unde ești, Alice? Am 11 ani, peste 2 săptămâni fac 12. Oh, la mulți ani. Și de care e zona ta? Mulțumesc. De unde ești? Nu a fost ziua voastră, acum o săptămână, weekendul. Ziua mea a fost chiar acum 3 zile, pe 2 iulie. Da, te-am urmărit videoul. Mă bucur tare. Și videoul meu l-ai urmărit de pe canalul meu pe care l-am pus azi dimineață? Da, eu sunt apurată la toți. Okay, felicitări. E clar că vorbim la telefon doar cu persoane foarte minunate. Și tu acum ce făceai? Parcă îndai așa, parcă alergai. Mergeam să mă fac baie în piscină. Wow! Ok, acum sunt videos. Felix, treci, nu să mergem la piscină. Acum sunt videos, eu nici măcar n-am făcut baie în cadă. De unde ești? Nu prea mă așteptam, că eu nu prea am norocul. Ba, să știi că ai noroc, să spui tot timpul că ai noroc. Și toți abonați să spuneți tot timpul că aveți noroc. Ai văzut că pe lor mai chiar ai noroc? Ai văzut? Da. Ai văzut? De acum poți să le spui tuturor prietenilor tăi. De stai să înțeleg. Merge la piscină, zice, oh, n-am noroc. Frate! De unde ești? O duci bine. Eu sunt din Ștefan cel Mare, stau într-un sat. Și care e județul? Constanța. Oi, frate, ești la... Tu stai și la mare, ești cea mai norocoasă. Și stratul de bronz, cred că are. Ești bronzată, hă? Da, dar mai mult muncim decât să mergem la mare. Lasă că e bine așa, te conectezi cu natura. Da, vă așteptăm pe la noi, că acum noi avem fructe, Deci și mare, și muncă, și fructe. Numai când aud. Natură, tot ce vrei. Și are și piscină. Da. Ce fructe aveți? Poftim? Ce fel de fructe aveți acolo? Cristina, nu trece linia. Nectarine, caise, pepeni galbeni. Aoleu! Ai pepeni în grădină? Da. Cum sunt aia de grădină? Când îți iei pepenile proaspăt. Avem și de ăștia lunguiești și de ăștia negri. Îți bun, Cristina. Ai, Cristina, ai început, acum mi se face foame. Mamă, ce norocoasă ești. Să știi că e fain să muncești la grădină și noi am muncit la grădină. Păi da, eu mai am muncit la poartă, dar acum mi-am luat și o liberă astăzi. Și tu acolo vinzi fructele? Da. Le vinde? Bravo! Bă, frate, dacă trec și așa pe stradă să văd și o pepeni.
Ia uite că dacă am niște bani și îmi iau tricourile voastre. Felicitări și foarte, superbă. Foarte mult respect. Respect, sincer. Respect. Mulțumesc. Mamă, mi-e super drag de tine că muncești și ai bănuții tăi și ți-ai tricourile noastre. Deci probabil dă pe pe energie. Da. Sper să faceți mai multe videouri și să aveți mai multe abonați. O să creștem, abonați noștri sunt cei mai. Eu sunt foarte mulțumit, am în vedere că facem de 2 ani Cocoliș și avem 500.000 de abonați. Eu sunt foarte mulțumit. Cocoliș sunt cei mai tari. Și o să vă mai sunăm, și cu alte ocazii. Vă iubim, spor la lucru și sper să-ți iei cel mai fain tricou pe care îl vrei. La revedere, vă mulțumesc pa, pa. Că m-a sunat. Ceau, o zi frumoasă. Pa. 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 Respect, vedeți? Da, să înțeleg. Da. Are pepeni, da. Are fructe, merge la piscină, câștigă bani. Da. Cum să n-aibă noroc? Sta aproape de mare. Cum să n-aibă noroc? Cocolix. Cum să n-aibă noroc? E plin de noroc. Și câștigă proprii bani de la o vârstă așa de fragedă. Deci, super tare. Alți cocolix, alți oameni, poate nu câștigă. Eu am văzut primul leu când l-am găsit pe jos. Da, și eu la fel. Data viitoare să răspundeți că noi am sunat. Cam acesta a fost video. Da, cred că a fost efectiv pe acea persoană câte au răspuns, atâtea care n-au răspuns. Așadar, data viitoare, cocolișilor, să fiți cu ochii pe telefon toată ziua, în ziua în care vă sunăm, că s-ar putea să mai prelungim puțin timpul de sunat, așa cum am făcut și acum. Păi, ce să facem? Că noi sunăm în continuu, noi încercăm să facem mulțumim pe toată lumea. Da, ideea este că ne-am simțit super bine și am vorbit cu unii dintre voi. Sunteți super, super dulci, abia aștept să vă văd comentariile și mai nu repetăm, nu? Nu uitați, data viitoare putem să vă sunăm. Oricum, cred că data viitoare va trebui să ne accentuăm foarte mult pe fani adevărați, cei care... Care vor răspunde la telefon așa și cum au fost cei care ne urmăresc de mult timp și cei care au dat like-uri și au sus comentarii, cred că ne putem axa pe data viitoare. Da, ideea este că noi am încercat să sunăm cât mai mulți și restul îi vom mai suna când mai avea ocazia. Așa că rupeți butonul de Cocolike, scrieți în comentarii ce vreți voi și ne vedem data viitoare. Pa! Și să răspundeți la telefon. Foarte important.